Un bărbat din Botoșani a coborât cu sabia în mână dintr-o mașină și a alergat către un rival pe fondul unui conflict mai vechi. Incidentul a avut loc zilele trecute în fața primăriei din Câmpul Lung Mușcel. Bărbatul a fost arestat, iar polițiștii și jandarmii au patrulat zile la rând în zonă pentru a preîntâmpina și alte conflicte. Agresorul face parte dintr-o grupare interlopă care a mai avut câteva reglări de conturi cu alt clan.